Două noi parcări de reședință sunt date în folosință, astfel că locuitorii din zonă pot depune documentația necesară. Este vorba despre parcarea numărul 155 de pe strada Crișa numărul 65, care are un total de 68 de locuri, respectiv parcarea numărul 156 de pe strada Orli cu un număr de 42 de locuri. Severinenii sunt așteptați să depună documentele necesare pentru a primi loc de parcare de reședință. Orice cetățean care nu beneficiază în prezent de garaj, loc de parcare sau acces auto în curte și care are reședința în limita 50 de metri față de parcare, are dreptul să depună dosar pentru a participa la procedura de atribuire sau licitație conform articolului 14 din hotărârea de Consiliu Local numărul 27/2021. Săptămâna aceasta și cealaltă se depună actele pentru parcările 155 de pe strada Crișan, numărul 65 de la W1, W2, W5, chiar și W3, cu 68 de locuri. Pot depune toți de pe o rază de 50 de metri care stau în acea zonă și dețin un autovehicul. Pentru toată lumea este cu prioritate primul autovehicul și în cazul în care vor rămâne libere, vor fi luate în calcul și dosarele pentru cel de-al doilea autovehicul, iar parcarea 156 cu 42 de locuri pe strada Orli numărul 43 la G3, G2 și C5. Bineînțeles, în aceleași condiții. Persoanele interesate pot depune cerere tip către Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Drobeta-Turnu-Severin sau online la adresa administrare.parcari@primaria-drobeta.ro pentru participarea la procedura de atribuire sau licitația locurilor de parcare curentă pe domeniul public. Cererile se pot găsi pe website-ul primăriei primaria-drobeta.ro la secțiunea tipizate Direcția Patrimoniu, dar și fizic la sediul Direcției Patrimoniu sau la biroul comunicare din cadrul primăriei. Pe cerere se va opta pentru un singur loc de parcare. De asemenea, pentru solicitanții care mai au loc de parcare în altă parcare din Drobeta-Turnu-Severin, dosarul depus va fi considerat pentru a doua mașină.